Primăria Lumina a preluat fosta unitate militară în 2010. Într-un timp foarte scurt, două dintre clădiri au fost transformate în școli cu clasele 1-4. Învață circa 100 de copii, câte 20, aproximativ 25 de copii în fiecare clasă. Sunt câte 4 clase în fiecare clădire, deci 100 de copii în fiecare clădire, în total 200 de copii. Fiecare dintre clădiri este dotată cu, sau se compune din 4 clase, dotate cu mobilier adecvat clasei primare. Au calculator în fiecare clasă, au table în fiecare clasă, deci toate condițiile necesare pentru ca elevii noștri să-și desfășoare activitatea didactică în mod corespunzător. Într-una dintre școli, primarul s-a gândit să organizeze și un program after school, pentru că nu toți părinții au posibilitatea să facă temele acasă cu cei mici. Drept urmare, două cadre didactice stau în fiecare zi încă 2 ore la școală pentru a-i ajuta pe elevii la lecții. Aceste două școli sunt after school, elevii pregătindu-și lecțiile aici. Maria Lumina are în dotare 2 microbuze care transportă copiii la aceste școli, dar și la celelalte școli care sunt în cadrul comunei. Primarul Dumitru Chiru are vești bune și pentru familiile care au copii preșcolari. Lângă cele două școli va fi amenajată și o grădiniță cu program prelungit care va fi dată în folosință anul viitor. În comuna Lumina sunt destul de mulți copii care solicită părinții program prelungit. Au servicii sau consideră că ei își desfășoară activitatea mai bine în cadrul grădiniței cu program prelungit. Amenajarea unităților de învățământ a fost făcută cu fonduri de la bugetul local și cel al Consiliului Județean.